La școala gimnazială numărul 30 din Timișoara a avut loc astăzi cea de-a 14-a ediție a concursului de pictură religioasă Învierea Domnului. În competiția organizată de instituția școlară gazdă, în colaborare cu Arhiepiscopia Timișoarei și Inspectoratul Școlar Județean Timiș, s-au înscris peste 70 de elevi de la 20 de școli și licee. Dacă ne referim la faptul că este organizat acest concurs de către profesorii de religie, vedem în demersul lor tot un act paideic creștin, prin faptul că și pictura icoanei, precum și actul educațional, presupune imprimarea chipului lui Hristos în mintea și în inima copilului. Strălucirea luminii feței lui Hristos astăzi iradiază din interiorul copilului pe materialul pus la dispoziția al icoanei. Icoana își înlătură vărul său material și dintr-o dată apare chipul lui Hristos în lumina feței sfinților. Așteptăm cu deosebită bucurie să vedem lucrările lor, așa cum se vede și din expozițiile anilor anteriori. Elevii și-au valorificat talanții primiți de la Bunul Dumnezeu, iar aceste expoziții se vor desfășura și lucrările lor vor fi expuse în foaierul școlii gimnaziale numărul 30, începând cu săptămâna viitoare. Vizitatorii au ocazia să vizioneze aceste lucrări și ne dorim să valorificăm tot ceea ce reprezintă imaginea, icoana și icoana ortodoxă. După desfășurarea concursului, a avut loc festivitatea de premiere, în cadrul căreia elevii cu cele mai bune lucrări au primit diplome, rechizite școlare, materiale pentru pictură, dar și cărți religioase. Ne bucurăm ca de fiecare dată că avem alături de noi copii atât de talentați, se vede după calitatea lucrărilor care au fost premiate și în anul școlar trecut. Ei oricum sunt deja câștigători pentru că și-au dorit să participe la acest concurs și să-și manifeste într-un fel sau altul iubirea față de Dumnezeu. Concursul de pictură religioasă Învierea Domnului, desfășurat din anul 2005 în cadrul proiectului Creație și Înnoire prin Tradiție, are ca scop cunoașterea valorilor tradiționale, afirmarea propriei identități religioase și stimularea creativității copiilor. Foarte mulți copii au participat și ce pot să spun, așa cum scriitorul se folosește de peniță ca să scrie, copiii s-au folosit de pensulă ca să scrie frumusețea sufletului lor pe foaia de desen. La final, cele mai bune lucrări din concurs au fost expuse în incinta școlii gimnaziale numărul 30 din Timișoara.